Emily e frumoasă, sunt Rea. Mă numesc Tina. Și urmăriți Lady Spice Vlog. Primul vlog pe 2020, așa că am o mare rugăminte la voi. Dar nu înainte să vă spunem. Nu, vrem să vorbim despre scandalul dintre Abby, Alex Velea, Antonia, se pare că și Ana Maria Prodan și Joshua și ce am înțeles noi, așa că, dragii mei, vreau să facem 10.000 de like-uri la clipul ăsta. Toată lumea să lase un mare like, un share pe Facebook, să ne puneți la story și nu uitați și de Instagram-ul Rea de Atina Drip, exact. Și Rea și în oficial 2, da? O să vezi Instagram-ul pe tot parcursul clipului, în partea de jos. Numărăm? Deci, după cum știți, pe canalul celălalt noi numărăm până la 5, timp în care voi dați like, după care intrăm în subiect. Hai să facem același lucru și pe acest canal, după care, haideți că vreau să vorbim despre prietenul nostru, Abby. Dacă nu știți, noi ne știm cu Abby. Haide! 5, 4, 3, 2, 1, adică voi dați like acum, like, așa. Like. Zero, like, familie, mai mici, vă mulțumim. Ok, după cum știți, în ultima săptămână a început un mare scandal pe online între Abby și Alex Velea. Dar de la ce a început scandalul ăsta? Păi, Abby oricum face mișto de toată lumea, asta este genul lui Abby. De avem și clipuri cu Abby aici, pentru că noi îl știm pe să Abby. Să facem o mică paranteză, dar haideți să ne uităm la clipul ăsta. The cold, yeah, it's okay. Terrible, we have ice. Ce mănânci, Abby? Câini morți. Mamă, ești morți. Adică nu știi piesa. Cause I'm me. Love. Oh, love. Yeah. Love you. Ce? Perfect. Ha? Gata, deci da, v-ați dat seama că noi îl cunoaștem pe Abby foarte bine. De fapt, apartamentul care ne-am mutat acum, ne-am mutat pentru că lui Abby a plăcut. În fine, astea sunt niște detalii. Dragilor, deci cum a început scandalul, Abby oricum vorbește, v-am zis, vorbește, pare că este zis despre toată lumea, are, știe foarte multe măi, secrete. Măi, foarte inteligent, inteligent până la urmă. Și știe foarte multe secrete despre foarte multe persoane din online sau dintre artiști sau așa mai departe și el a spus anumite lucruri pe care le-a auzit probabil de la prietenii lui apropiați despre Alex Velea și așa mai departe, iar Alex când a auzit l-a prins la film, la Five Gang, ne mirăm că a fost la premiera Five Gang. Da, 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 când și l-a văzut, pus și Shelly pe story, am văzut. Da, când i-am văzut că pățâna în sală am zis nu e adevărat, în fine, pentru că era, cum să zic eu, conflictul ăla cu Exploa, să nu-i mai spunem Exploa, așa. Și Shelly, și Shelly a făcut vlogul ăla. În fine, și Alex Velea a venit la el și a spus că e cu copilul în braț, nu uita să spui chestia asta. Copilul în braț și a spus că dacă nu era atât de multă lume, stăteam un capac. Dar nu știu, Abby a spus că el nu a vorbit despre Alex Velea înainte. Acum noi nu știm adevărul, că plorma Alex Velea nu... Dar știi cum e în industria asta, că se vorbește foarte, foarte mult, fiecare vorbește de fiecare. Adică da, automat auzi vorbe, dar tu te să întrebi pe omul, auzi, măi, Abby talent, ai vorbit despre mine? Nu, adică da, nu te duci direct la el și vrei să dai un capac omului. Acum nu contează că pe online oricum se spun multe, adică noi trebuie să înțelegem faptul că fiind pe online și oamenii ne cunosc și așa mai departe, ei vor vorbi. Acum nu trebuie să mă duc să-i dau un capac tinei, de exemplu, că a zis ceva de mine. Alex Velea a reacționat nu chiar ok, pentru că totuși ai o vârstă, nu 40, cum a spus Abby, dar ai 35 de Abby ani. Abby a spus că este un copil bătrân, nu, un om bătrân. Nu, a zis că e un copil bătrân în trup de om bătrân. Nu, nu știu. De copil, nu știu, oricum ceva de genul Caterin încă de-a lui. David, tu ai 19 ani, într-adevăr, ești mic de ani, cu toate că ți-ai permis în situația asta niște chestii care nu prea se fac. Ai avut un răspuns, apreciez. Adică, cum să zic, eu apreciez că tu nu ai vorbit chiar în halul ăla. Ai făcut mișto Caterinca ta, totuși ai păstrat... Dar ți-ai păstrat limita. Da, dar lui nu i-a convenit faptul că tu ai vorbit despre el. El consideră că el este un artist destul de consacrat în România. Chiar dacă măi, a fost, într-adevăr, Alex Velea a fost cineva, dar acum n-a... Dar toată lumea știe. Generațiile nu mai relatează cu el, adică e normal, are o vârstă. Generația nouă nu mai relatează cu el. Abia dacă mai relatează cu Antonia, cu Antonia, Antonia. Vreau să văd în comentarii cu cine... Antonia, scuză-mă, nu mai relatează de când a început să facă copii, pentru că automat generația nouă relatează cu persoanele care fac ce gen fac. Gen 5 gang. Înțelegi? Dacă te apuci și faci copii căsnicii și alea, te duci în altă etapă. Relatezi cu generația mami și tati. Știi ce zic? Vreau să văd în comentarii cu cine țineți, Alex Velea sau Abby, în situația asta e foarte important, tu cu cine ții, Rea? Mamă, de ce? Pentru că ne întâlnim cu oamenii ăștia, poate întâmplător și măi, nu vreau să-mi iau și ce a fost în interior. Nu vreau să-mi iau și eu un capac. Mă, nu știu ce a fost în interior, dar... Nu știu...
În situația asta, noi îl cunoaștem pe Abi. Eu consider că Abi, mi se pare normal să aibă o reacție pe online, pentru că el cu asta se normal, ocupă. Adică a fost atacat. Singura greșeală pe care a avut-o Vela în toată situația asta, vă spun eu, pentru că a răspuns. A răspuns, da. Pentru că automat la răspunsul lui a mai existat un răspuns de la Abi. Și încă unul. De asta. Dacă Alex Vela nu răspundea de la bun început, arăta faptul că nu dădea doi bani pe părerea lui și nimeni nu mai... Dar a răspuns și cu cuvinte nașpa, la Abi. L-a durut faptul că a zis de Lino că nu i-a dat bani nici de Uber să se ducă acasă, faptul că Lino Golden nu-și ia banii, știi că Alex Vela acum are Golden. Dacă era să nu-și ia Lino Golden banii, eu cred că spunea Lino asta, sincer zic. Depinde. Sau poate va spune și Lino. Oricum a mai fost un conflict cu Zbăr, în care cred că o să vorbim în vlogul următor de până. Haideți să mai întâi să ne uităm la pozele astea. Băi, Abi de-abia ce a postat o poză și a pus la descriere ceva de genul: mai întâi să faci baie și după să vii să vorbești cu mine. Mă, nu cred că Alex Vela nu face baie. Asta este ceasul ăla pe care tot zice Abi că o să și-l cumpere. Da, de 30 de minute sau cât? Nu știu cât costă, dar ceva de genul. Adică Alex Vela nu faci baie, când o să faci baie o să vorbești cu Abi. Băi, astea sunt pe bune. Deja tu zici de Alex Vela că este e bătrân și chestii de genul sau are texte de copii sau... Și ăsta e text de copil, Abi. Nu poți să pui. Am înțeles că vrei să flexezi, că vorbești la duș și ți-arăși ceasul și ți-ai pus geanta pe, cum îi zice, suportul ăla, să se vadă geanta care nu are ce căuta într-o cabină de duș, cu un acupariu, cu... În fine, haideți să citim. Vreau să clarificăm ceva mai întâi. Băi, Abi este un băiat foarte inteligent, adică știe engleză la perfecție și vorbește corect. El se chinuie să vorbească nașpa, adică... Noi când l-am cunoscut pe Abi, am avut o impresie... O părere, pardon, foarte proastă despre el. Noi am avut impresia că el este chiar prost. Dar nu este. Și a intrat în casă și zic, mamă, vine ăsta. Dar nu este. Este un băiat foarte inteligent. Dar să spun că un război cu el este un război care o să dureze și un război în care el o să aibă foarte multe de replici. Haideți să citim. Alex Vela a zis ceva de genul: milogul suprim, zis Andrei Zbâr, care a fost pe primul rând fanul tuturor, a ajuns în casa noastră datorită lui Lino, să ne ajutăm reciproc. El trebuia să fie o tânără speranță în ale clipurilor noi. By the way, noi am vorbit cu Zbâr acum 3 seri sau ceva de genul, pentru că și noi urmează să lansăm o piesă și după tot scandalul ăsta, sincer să fiu, noi nu am știut că Zbâr i-a făcut clipurile da, lui Lino cu Jordan, cu toate astea și ne-au plăcut foarte mult foarte și am bun. Zis că pe lângă scandal, că nu ne-a interesat pe noi chestia asta, am zis că hai să-l contactăm pe Zbâr și să-i întrebăm un preț pentru clipul nostru. Așa, și după cum știți, de fapt vă spunem noi acum, Zbâr trebuia să, l-am contactat să ne facă clipul și ne-a spus că i-am spus că îl plătim, bineînțeles, pentru munca lui, nu ca ce s-a întâmplat la Vela și ne-a zis ceva de genul că el deocamdată nu mai face clipuri și bla bla bla. Ne-a părut un pic rău, dar asta înseamnă că noi nu o să ne facem clipuri. Piesei probabil o să lucrăm cu Cazi sau cineva. Am înțeles că am vorbit aseară cu Ricardo la telefon, Ricardo probabil și de la Puterea Dragostei. Ricardo Filip și am înțeles că el a copilărit cu Zbâr, cu Cazi, cu toți. Sunt de la el din oraș și am zis, băi, Ricardo, nu știu, că băiatul ăsta nu prea mai vrea să facă clipuri, cu toate că i-am spus și lui Ricardo să apară cu Dejan clipul nostru. Ideea este că Alex Vela a spus că este gheiuț Zbâr și Ricardo ne-a spus că are relație. Da, adică bravo. Nu știu cum e gheiuț dacă are relație cu o fată, dar până la moment este bași tu în viața cu da. Asta a fost întrebarea noastră de regulă, Ricardo, aseară. Băi, Ricardo, Zbâr e invers, pe invers? Ce ai, mă, ești nebun? Că a avut la femeie, nu știu ce, că, adică nu mi s-a părut. Ce pare să se bage Alex Vela în chestiile astea? Da, pentru că Zbâr le-a filmat 18 clipuri celor de la Golden Boy și el nu și-a primit bonuții pe ele. Asta este problema. Mamă, ce ți se pare? Sincer, adică Zbâr, Alex Vela ți-a dat 300 de euro pe clip, noi îl dublam sau triplam suma, ce crezi, dar... A făcut și Zbâr un vlog pe canalul de YouTube care este în training. Da, numărul 1, oricum ajungea numărul 1. Cum a venit Lino cu vreo 12 băieți să-l bată pe Zbâr? Băi, deci chestia aia a fost cea mai șmecheră fază din tot clipul, mi-a plăcut cel mai tare. Cum o să vii cu 12 băieți să-l bată? Să spui că el e o... Pe unul, care oricum nu se... Se vede că nu e mega atletic ca și om, da? Da, și Lino a spus pe live înainte că ești o femeie, că hai să o dăm parte în parte. Parte în parte tu cu încă 12 băieți. Adică să vin și mie ca să vin și eu cu o gașcă. Sunt familia, familionul da. Și vine și familionul meu. Un bărbat adevărat niciodată, când știi că are un conflict cu un alt bărbat, nu o să vină cu 20 după el. Ori să se bată parte în parte și cine îți reglezi conturile. Înțelegi? Nu te duci cu 20, că tu din start știi că nu e o luptă corectă. Ca și când te duci la un examen și știi că l-ai plătit, corect? Da, clar, corect. Adică nu ai de ce să te mai duci, nu e meritul tău. Înțelegi? Să te lauzi cu el, știi? Da. Și a zis așa, el trebuia să fie o tânără speranță să zice ce vrea despre Zbâr. El trebuia să fie o tânără speranță ale clipurilor noi, băieții ăia mari, cu care avea șansa să lucreze nu pe gratis, între ghilimele, între paranteze. După multe rateuri și implicare zero, am realizat că tânăra speranță nu poate lua decât o mențiune la concursul pentru prepuțul de aur.
Sec, rău, sec, sec. Oh my god, cum de-ai scris chestia asta? L-a pus pe Abby și a pus poza lui Naomi sau cum o cheamă? Da, ci că cerșetorul ăsta îmbrăcat în haine de filantrop face donații din banii noștri acum. Știi că a zis Bâr la un moment, dacă vrea să doneze tricoul ăla pe care Alex vedea. Nu să doneze, să liciteze și banii da, să doneze. Da, ceva de genul. Așa și care e problema lui. Băi, ai dat un tricou, bă, știi câte lucruri am dat noi? În timpul ăsta oamenii 18 zice... clipuri înseamnă un tricou de 300 de euro sau cât e un tricou ăla, 18 clipuri. Băi, și 1000 de euro ar fi fost, un ar fi făcut banii aia, adică pe bune velea. În fine, continuăm. Fantastic tupeul luat de la noul lui amant Labi. Dacă nu știți, Labi provine de la latinescul Labias. Băi, dar de ce Labi? Pentru că sunt glume foarte seci, jur. Sunt glume seci. Sunt glume seci. Mă scuzați, dar nu m-am putut abține. Labi, că era Abi și nu mergea nimic cu Abi. Bă, Labi au femeile, nu bărbați. În fine, continuăm. Ei vorbi cu nerușinare domnului Mălin Moșoi. Mădălin Moșoi, bunul meu prieten și manager. Am înțeles că este managerul tău, dar în momentul în care nu-ți iei banii, le vorbești omului cum vrei tu, pentru că tu ai prestat un serviciu pentru care trebuie să fii plătit. Și nu ești plătit, de respect, și nu ești plătit după 100.000 de ani, trebuie să fii plătit în maxim o săptămână, două de la acea chestie. Am înțeles că au trecut niște ani. 18 clipuri. Adică eu dacă aș fi fost Bâr, pentru că oricum tu știi că eu sunt nebună, eu nu aș fi vorbit cu domnul Mădălin Moșoiu la telefon. Auzi, Mădălin, da, uite, te-am sunat să te întreb de bănuți, nu știu ce. Nu, direct l-am luat, auzi, scuze-mă pe mine. Da, ce mare vlog și da, eu când îmi iau banii, nu, oricum, fără supărare, dar au trecut vreo 2 ani de zile, se bagi joc de mine, mai era mișto. Am văzut că Bâr a avut dovezi solide în vlogul lui. Da, exact. Adică au fost dovezi clare. Și dacă e bunul tău prieten velea, nu înseamnă că e bunul lui prieten sau prietenul altor persoane. Dacă tu respecti pe cineva, să mă, că nu. Și eu trebuie să respect pe cineva. Problema este că acea persoană, acest prieten al tău, probabil te respectă pe tine și să ție bani la timp. Asta nu înseamnă că îi dă tuturor. În fine, ați provocat și ați alimentat lumea să ne înjure peste tot de morți de familii de copii. Nu, nu i-au provocat. Oamenii văd și dacă vor să reacționeze, dacă empatizează cu ceea ce spui tu, ei atunci reacționează. Înseamnă că e un fan base foarte mare și că tu nu ai un fan base mare. Asta e diferența. Da, și că a zis la un moment dat Abi că tu ai cont de 80 ceva de mii de urmăritori și că faci 10.000, 15, 20.000 de like-uri la poze. Asta înseamnă mai puțin de 1, 2, 3% din toți urmăritorii tăi, ceea ce înseamnă foarte puțin. Adică nu mai relatează cu lumea, cu tineretul. Cu publicul tânăr nu mai relatează. Dar nu e numai public tânăr pe Instagram, nu e numai public tânăr. Da, măi, Tina, dar când îți faci o imagine, uite, eu, de exemplu, am fost în New York și știu unde bate el pe partea de trap, rap și așa mai departe. Nu, le-am cunoscut și pe Jay-Z și pe Khaled și pe așa, dar ai văzut că și Jay-Z, la vârsta lui, care e apropiată de a ta sau Khaled, nu-și mai face dreaduri și își face nebunii de azi. Adică poți să fii producător, să faci muzică pentru noua generație și să fii alături de ei pe scenă, dar nu să fii tu imaginea principală, pentru că nici noi nu mai relatăm la 21 de ani cu tine, dar nu e o chestie rea sau asta este viața. Uite, peste câțiva ani, publicul nu va mai relata cu noi, vor relata cu ceilalți vloguri care vor veni în urmă, care acum poate au 10, 5, 12 ani. Da, dar nu e vina nimănui. În fine. E viața! După care ai zis că ne iei la bătaie, ne dai la poliție, că e 2020, poate ajung la pușcărie, știi tu cu cine, cu Lucky sau Labi? Bostec! Deci, măi, nu mai citim. Nu, eu am impresia că ai copii foarte mici și cred că e râd la glumele tale, dar mie nu mi se mai pare. Ok, zice așa, spune lumii, te rog, cum ai fost tratat în casa mea când ți-am dat să mănânci, te-am îmbrăcat. Asta nu se spune niciodată. Niciodată. Apropo, niciodată. Faci un bine și după reproșezi. Ți se aplică grav, doar ce-mi luasem un tricou ăla cu Jack, o zici, wow, ce tare, m-am dezbrăcat cu oarecum teamă, știam că te... What? Mamă, dar de ce are prea multă încredere în el, sincer? Și ți l-am oferit să te bucuri de el, ai trăit în el 2-3 luni. Bă, nu cred că a trăit în el 2-3 luni, că om avea și el haine. Păi la numele mai photoshopat sau să îl trimis unui boschetar, asta nu-i interesează, de cealaltă persoană. După care și-a făcut o poză, bineînțeles aveți poza aici, cu costumul Antoniei, cred că din reclama de la Vodafone. Cu siguranță este costumul Antoniei de la Neașa, cu Bromania. Spur costumația asta ți-a căzut din poșetă, mirosea la lubrifiant și amincinos, dar m-am riscat și am încercat-o. E toată țara știe costumația asta, adică nevastă ta apare la... Bine, nu e nevastă ta, că practic nu v-ați căsătorit încă, dar apare, e urât.
Deja e urât. Eu nu înțeleg cum omul ăla n-a zis decât că își vrea banii înapoi și tu deja o dai în chestii cu tentă sexuală și suntem în 2020. Tien, dacă vrei să o arzi băiețește, ai înțeles, cu trepări, cu stil, cu ce mai porți, ia și replicile la tine. Ia și replicile și nu te mai comporta așa. Vezi că în afară, dacă faci o replică rasistă sau o replică de sexualitate, pentru că fiecare om are dreptul să-și aleagă ce orientarea sexuală, exact, indiferent s-ar putea, deci în afară, dacă erai artist și ziceai chestia asta, îți luai mare hate. Deci eu spun că am prieteni acolo și știu cum se... Îți luai mai bătaie, nu mare hate. Nu, și bătaie și hate, publicul tău. Nu, nu zic nimic. În poza anterioară puteți vedea și pe Lăbițu, eram metamorfozat în coșul de gunoi. Wow, altă glumă bună. Și apoi zice pe către Abi, da, tu ăsta, Labi Măscăriciu de la Bulandra, nu mai ești copil de multă vreme, de când te-ai haladit și înjuri lumea pe interes. Eu nu l-am auzit. Internet. Adică că a fost să zică interes. Noi l-am auzit pe Abi înjurând. Niciodată. Abi nu bea. Abi nu se droghează, Abi nu fumează. Deci gândiți-vă că noi fumam pe balcon ca să nu fumăm în casă, pentru că Abi chiar nu stă fumă țigara. Noi am avut petreceri la noi acasă și în alte locații în care Abi nu a băut niciodată. Eu nu bea, de asta când e. Ai făcut cearcănele alea de roton puse pe fața aia de vidanja, mașa... What? Cearcănele are toată lumea dacă nu dormi? La cât de antitalent ești, puteai să faci carieră pe șantier, Bocciule? Ba, acum a venit vorba, Abi are foarte multe vizualizări la piese, adică, nu știu dacă are Alex Benea o piesă cu atât multe vizualizări ca Abi? Are? Da, are alea din trecut pe care le făcea cu Haha Production când erau toți... A, acum 15 ani. Nu chiar 15 ani, sunt acum 6-7 ani, când da, eram eu în liceu, la începutul liceului. Noi avem 45 de ani și ne luăm de niște copii, of sărăcuții. Bă, 35 și cu vârsta lui sunt vreo 7. Cred că Abi are, tu ai de două ori vârsta lui Abi, de asta zic, nu e ok ce se întâmplă. Mă uit la mesaj și nu mai amenințări, dacă te mai iei de la Abi, te tai așa, să moară așa, familia așa, alte familii, văd profilul ca să știu cineva așa, Gigel de 12 ani, coșu și porha, vă rog eu mult, dragii mei, bricegari, ascultați de părinții voștri, mergeți la școală și nu mai ascultați cardeala acestei caricaturi muzicale, că vă retardați la fel ca el, Abi, regele măscăricilor. Mamă, dar astea sunt chestinași pe care le spune. Băi, deci, în fine, aici avem pe Naomi, am înțeles că Alexul a zis că Abi seamănă cu... Bă, între noi fie vorba, scuze, face și noi o paranteză, seamănă puțin. Seamănă puțin la forma feței, dar... Da. Mă, n-auzi că sunt călăul tău, sclavule, care a avut îndrăzneala să vorbești de mine și de nevastă mea și de copiii mei, de frații mei, te distrug. Nu mai, citim în vlogul următor, măi, pe bune, ce sunt așa, astea? După care a fost chestia în care Abi a apărut pe story, a făcut niște soruri cu Ana Maria Prodan și cu Joshua Castellano. După cum știți, Joshua Castellano este unchiul lui Vicenzo, Vicenzo fiind fostul soț al Antoniei. Actualul soț, pentru că încă nu a divorțat. Încă nu i-a dat divorțul și chiar copiii pe care i-a făcut Antonia cu Alex Velea, pentru că ea a fost încă măritată cu Vicenzo, s-au născut pe sub numele de Castellano. Și a trebuit să fie un întreg proces prin care Velea să facă teste de paternitate, să poată să-și recunoască copii. A fost greu. Și la câteva minute Alex Velea a șters toate story-urile din ziua aia și a pus ceva pe story că tu nu știi ce faci, că nu știi... Că nu știi relațiile de prietenie pe care le-am eu cu oamenii ăștia și așa mai departe. Chestia dacă avea relații de prietenie, nu s-a fișat oamenii aia cu Abi. Sincer. A fost... Poate oamenii aia nu știau situația. 100%, pentru că Ana Maria Prodan a apărut la X-Night Show aseară și a spus ceva de genul că nu a știut care este treaba. Extra Night Show sau extra, cum era? Da, mă rog, cu Capatos. Da. În fine. Deci voi ce părere aveți în toate chestia? Vreau să văd în comentarii ce părere aveți și dacă mai aflăm ceva o să vă anunțăm în vlogul următor. Vreau să facem 10.000 de like-uri la clipul ăsta. Băi, astea oricum au fost vorbite și văzute pe internet. Noi acum ne dăm noi cu părerea despre ele pentru că cunoaștem pe anumite persoane din conflictul ăsta și ni se pare că este un pic cam deplasat. Exagerat. Mi se pare Alex Velea exagerat. Tine pentru se pare că a început, el a început, el a stârnit ceva, indiferent de om, nu accepti ca cineva să spună că îți dă un capac, îți dă un capac, pentru că bun, dacă tu accepti odată, vine și a doua oară și chiar îți dă un capac, dacă tu tași din gură și se frică de omul ăla. Da, trebuie să îi impui respect. Dacă nu îi impui respect, nu ești respectat. Da, chiar că toată lumea se uită la Pablo Escobar, Narcos și astea, voi credeți vreodată că oamenii nu mai puteau de iubire pentru Pablo? Nu era frică le de tremurau joalele lângă el, vă zic eu, nu era vorba de asta, respectul câștigi prin... Frică.
Exact, prin teamă. Prin impunere. Asta a încercat să facă Alex Velea cu... era să zic Labi. Dragii mei, să facem 5.000 de like-uri la clipul ăsta. Lasă un mare like, un share pe Facebook, un comentariu în parte jos cu cine țineți, cu Abi, era să zic Labi. Abi sau Alex Velea? Păi e puțin bun asta cu Labi, asta mi-a plăcut. Da, un pic. Și nu uitați că avem și Instagram Rea de Artinel Greșin Oficial 2 și vreau să-i mulțumim Anastasiei Brand pe Instagram. Pentru hăinuțele noastre, astea sunt training-uri, da, să vi le comandați și voi, aveți Instagram-ul chiar aici în partea asta, dacă nu-l găsiți pe Reaș Oficial 2, Rea Dea și Tina Dri, pentru că postăm mereu acolo. Și ne vedem, o să postăm în fiecare zi pe canalul ăsta, o să postăm și mâine, ne vedem cu alte informații. Hai, bine și vă pupăm, hai! Pa!